În imagini se vede cum între mai mulți bărbați a izbucnit un scandal în timp ce se aflau într-un club din centrul orașului, apoi lucrurile au degenerat. De la un conflict spontan s-a ajuns la o bătaie în toată regula, inclusiv în afara localului. Bodyguardii au fost chemați, da? Au intrat în mijlocul lor, au încercat să aplaneze. Ei au început să se lovească unii cu ceilalți, din ce am văzut pe camere, și ulterior au dat cu spray paralizant să aplaneze toată nebunia care era. În 2023 încă mai reacționăm cu pumnul să ne facem dreptate, chiar este inadmisibil și foarte urât. Ieșim să ne petrecem. Bătaia ar fi izbucnit în urma unor divergențe pe tema dedicațiilor muzicale. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că scandalul a pornit de la agentul de penitenciare, care a mers să ia microfonul formației ce întreținea atmosfera în club, deranjat fiind de faptul că solistul cânta mai mult la masa unui cetățean iordanian. În scurt timp, tinerii s-au luat la bătaie. În scandal au fost implicați atât prietenii agentului de penitenciar, cât și ai iordanianului. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, 5 persoane care au fost implicate în eveniment fiind identificate, urmând ca în funcție de rezultatul cercetărilor să fie propuse măsuri în consecință. Agentul de penitenciar se afla în timpul liber în momentul în care a avut loc incidentul. Un angajat al sectorului operativ și-a sunat șeful ierarhic și l-a informat că se află la spitalul județean la unitatea primiri urgențe, fiind agresat de către persoane necunoscute. Angajatul în cauză are o vechime de 21 de ani în penitenciarul Craiova și nu a fost implicat în astfel de evenimente anterior și nu a fost sancționat disciplinar. Agentul de penitenciar și un alt bărbat prieten cu el au fost transportați la spital. Pacienții victime ale unei agresiuni fizice după afirmațiile acestora s-au prezentat în serviciul de urgență cu politraumatism prin agresiune fizică. Unul dintre ei cu traumatism craniocerebral acut minor, cu traumatism facial, fractură de mandibulă, de asemenea traumatism toraco-abdominal, multiple fracturi costale. A fost internat în cursul aceleiași zile, după investigații și după ce a primit îngrijiri medicale de urgență în clinica de chirurgie toracică. Celălalt este internat în clinica chirurgie oromaxilofacială. Ancheta este în plină desfășurare. În urma cercetărilor se vor lua și măsuri împotriva celor vinovați.